Iată, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Game. Invitata noastră de astăzi este Paula Corbu, candidată la primăria municipiului Deva din partea Partidului României Europene. Am stat de vorbă cu Paula în prima parte a emisiunii. Îi spun Paula pentru că așa am convenit în prima parte a emisiunii. Am stat de vorbă cu ea despre multe lucruri, am văzut și latura umană, dar acum vreau să o întreb, de cât timp ai revenit în Deva? Am aproximativ o săptămână. O săptămână. Și ce ai făcut în săptămâna asta, în afară de a face echipa de consilieri, de susținători și toate astea? Am ieșit în fiecare zi în diverse zone ale orașului. Am stat de vorbă cu oamenii, am ascultat problemele lor. Vă spuneam și în prima parte a emisiunii că ăsta cred că este un atu. Poate l-am moștenit de la tatăl meu sau poate l-am învățat de-a lungul timpului. Comunicarea sau comunicarea și faptul că știu să mă apropiu de ei și le face plăcere să stea de vorbă cu mine. Am văzut, de fapt am întâlnit oameni care îmi spuneau că n-au mai votat de foarte mult timp pentru că nu au avut ce și sunt scârbiți, dar mi-a oferit șansa să îmi spun proiectele, să mă cunoască, să mă prezint și m-au ascultat, ceea ce a însemnat enorm pentru mine. Adică un om care îți spune că nu mai votează de ceva timp, că e scârbit, să te lase să vorbească, să vorbești, să te prezinți, să... Bun, asta e o chestie generalizată în ultima vreme în România, că nu mă mai duc la vot, că oricum... Da, și am văzut că în ultimul timp sunt încurajați mereu tinerii să iasă la vot. Eu cred că tinerii ar ieși mult, număr cât mai mare la vot dacă ar avea ce să voteze și dacă ar avea o alternativă, dacă ar avea și oameni tineri implicați, dacă ar vedea undeva la vârf și tineri. Adică... Măi, eu nu pot să nu te întreb următorul lucru. Tineri, tineri, tineri e și așa mai departe. Bine, acum te întreb o chestie din culisele politicii, pentru că politica batovina e tare ciudată. Cum de nu te-ai îndreptat spre partea de USR Plus, că și acolo e cu tineri, era deja ocupată? Nu știu, de fapt, nu am avut negocieri cu acest partid, așa, cu această formațiune. Am ales Partidul României Europene pentru că, cum spuneam, este un partid de centru-dreapta, este un partid cu doctrină pro-europeană și cred că încolo, spre Europa, trebuie să ne îndreptăm. Da. Și este singurul partid dintre cele cu care am discutat care nu mi-a impus nimic. Nimic în sensul, nu mi-a impus oamenii, nu mi-a impus programul. Am fost liberă să-mi aleg alături de mine oamenii pe care am pe considerat care eu. Pe care ai dorit să-i ai tu pe listă. Da. Dar spune-mi, oamenii ăștia care ai acum pe listă, îi cunoșteai de dinainte sau au venit lângă tine în săptămâna asta? Marea majoritate sunt cunoștințe, da, mai vechi. Există pericolul cumva ca pe listele tale să fie și oportuniști, că întotdeauna există și oportuniști care mai târziu ar putea trăda? Eu pot să vă spun că am avut alături de foarte multe ori oameni care au trădat, care s-au întors, care au trădat din nou, care... Mă iubesc trădarea, dar eu răs pe trădători. Corect. Cine trădează o dată e clar. Eu că... merg pe premisa că sunt sinceri și că își doresc să facă treabă. Am înțeles. Și cred că momentan asta e ceea ce contează. Pentru viitor rămân, nu pot să garantez văzut, nimic. Da? Bun, păi nu pot să garantez, dar ce ți-ai dori pentru viitor? Pentru Deva. Îmi doresc... Tu porți o cruce într-un anume fel. Adică tu vii acum tânără la 29 de ani, Paula Corbu, da? Cine ești tu? Fata lui Mircea Munteanu. Cine e Mircea Munteanu? E primarul căruia e omul căruia îi se spunea primarul 4x4, da? Și acum vii tu și candidezi. Îți asociezi imaginea cu a lui, da? El corect te susține în demersul tău, dar trebuie să vii cu ideile tale și văd că le ai. Da, eu spun că am destule idei. Am un program destul de bun pe care vreau să-l urmăresc, am niște obiective pe care vreau să le ating. Bun, bun, doamna Paula, când doamna Paula, când Paula, fonduri europene, fonduri europene, dar dumneavoastră sunteți foarte tânăr, aveți 29 de ani.
Și ce experiență aveți dumneavoastră în accesarea fondurilor europene la primărie, mai ales? Nu știu dacă oamenii sunt dispuși să dea o șansă unei tinere de 29 de ani pe premiza faptului că ea aduce fonduri europene în oraș. Am o echipă în municipiu chiar. Am o echipă de specialiști pe care o să o prezint tuturor. Dintre aceștia probabil câțiva sunt și cunoscuți. Așa. Urmează și proiectele, cu tot cu axe, cu tot ce este necesar pentru a fi cât mai convingătoare că se poate. Avem două exemple. Și de axe. Avem două exemple foarte bune în România, la Petri și la Ciugud. Ah, da, într-adevăr, la Petri și sunt, e o primăriță, nu? Da, da. Care a demonstrat că se poate, care a venit din media, la fel de contestată inițial. Da, a fost VJ pe la MTV, parcă. Așa este. Și care a demonstrat că e capabilă și că poate să realizeze. Primarul vine cu o echipă. Adevărul e că la momentul în care venise primărița de la Petriș în politică, acolo VJ, MTV, eu m-am grăbit și uite, o recunosc astăzi în gura mare, că nu i-am dat nicio șansă și am zis aia... Probabil nu-mi dați nici mie nicio șansă. Nu, n-am spus asta. L-am amenințat și pe tata de dimineață. Am spus că peste 4 ani va trebui să facă echipă cu toți contracandidații mei de acum ca să mă dea jos. Nu o să mă mai schimbe nici el. Sincer, ați pus o întrebare, ați făcut pe moderatoare acum, în care eu de regulă răspund, vreți să-mi luați locul, puneți dumneavoastră întrebări, dar de data asta n-am să fac așa. De fapt, întrebarea noastră era mai mult o afirmație și a spus că probabil nu-mi dați mie nicio șansă. Mă uit la dumneavoastră acum, e prima oară când fac lucrul ăsta, și nu știu ce să zic, dacă să vă dau vreo șansă sau nu. Aparent, dacă ar fi să judec cu prejudecăți, aș spune că nu vă dau nicio șansă și vă spun și de ce. Veniți în politică într-o lume dură. La Deva politica e dură, zic eu. Ambițiile sunt mari, orgoliile la fel, candidații mulți și cu promisiuni bogate. Sunteți relativ tânără și aș fi tentat în primă fază să nu vă dau nicio șansă. Pe de altă parte, nu se știe niciodată de unde sare iepurele și s-ar putea să fiți în momentul ăsta un ghimpe pentru mulți alți candidați, ghimpe care s-ar putea transforma în cu totul și cu totul altceva, nu o să spun eu că într-un trandafir sau într-un crin sau într-o altă floare, că nu am chef de poezie acum. Dar nu știu ce să spun în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, nici nu-i treaba mea până la urmă. Treaba mea este să moderez această emisiune și să văd până la urmă ce vrea domnule și Paula Corbu, fata lui Mircea Munteanu. Și vreau să merg mai departe și îmi spuneți de fonduri europene. Bun, fonduri europene ca fonduri europene, dar de vară și buget propriu. Credeți că bugetul Devei în momentul de față poate, dacă de exemplu nu reușiți să accesați proiectele europene, poate susține nevoile și pretențiile municipiului? Cum adică să nu accesăm fonduri europene? Adică vorbesc aici despre fonduri europene pentru că sunt foarte hotărâtă și foarte convinsă că vom atrage fonduri europene. Aha. Păi iar, da, într-adevăr, banii de la bugetul local pot fi cheltuiți mai cumpătat. În perioada pandemiei nu avem nevoie de foarte multe flori, de foarte multe jardiniere. Prioritizăm nevoile oamenilor. Deva despre frumoasă. Oameni și despre nevoile lor vorbim. Deva frumoasă. Ce Deva e frumoasă din totdeauna, prin simplu fapt că există. Eu. Dar oamenii din Deva trebuie să fie și ei frumoși și mulțumiți și tinerii să nu-și mai dorească să plece, să-și dorească să se întoarcă, pentru că Deva poate să le ofere și altceva, nu doar frumusețe prin flori. Dar și prin... De ce pleacă, Paula, tinerii din Deva? Pentru că sunt prost plătiți, pentru că sunt pregătiți și pentru că sunt plătiți mai bine în orașele mai mari, își găsesc mult mai ușor loc de muncă, pentru că pot să
urce în clasa socială mult mai ușor într-un oraș mai mare, li se oferă șansa poate de a ajunge în posturi de conducere. Cunosc destule cazuri. Șanse pe care undeva nu prea o au. Adică în momentul acesta nu prea o au. Și dacă pe viitor lucrurile s-ar îmbunătăți, crezi că tinerii ar rămâne undeva sau s-ar întoarce? Da, categoric. Da, toți cei am întâlnit foarte multe familii și erau familii de oameni tineri care îmi spuneau că s-au întors undeva și au business-uri începute de puțin timp, dar nu prea au soluție pentru copii. Uh-huh. Nu au creșe în anumite zone, e o singură creșe în oraș. S-ar întoarce dacă ar avea o siguranță că au unde să-și lase copiii, pe mâini bune. Avem problema învățământului. În curând va începe școala și noi nu putem să le oferim tuturor facilitatea de a învăța de acasă, dacă... Te referi la învățământul online? Da. Avem exemplu primăriei voluntar, că aud mereu că soțul meu, că așa. Primăria voluntară a achiziționat tablete pentru toți elevii. Păi era vorba că le achiziționează Ministerul Învățământului. Era, dar Ministerul Învățământului nu le-a achiziționat, așa că primăria a găsit fonduri pentru a susține învățământul. Am înțeles. Pentru toți copiii, nu doar pentru cei cu probleme financiare. Nu s-a făcut discriminare între aceștia. Asta am spus și eu într-o emisiune. Da. Deci, dacă se vrea, se poate. Și învățământul, cred că este cheia în momentul de față. Adică putem renunța la multe altele în favoarea învățământului. În condițiile pandemiei, bineînțeles. Păi nu neapărat. Nu se știe ce se va întâmpla în septembrie. Depinde și de directiva guvernului. Că dacă țara te vrea prost, te vrea prost cu un motiv anume. Un popor prost și îngrămădit va fi foarte ușor. După cum spunea și președintele, ești precautor, ești prost. În fața pandemiei. Sper să nu fim proști. Așa. Păi bun, să nu rămânem proști. Când ești prost, ești mult mai ușor de manipulat, nu? Adică asta este un lucru știut de altfel. Bun, dar tu ai spus că mulți tineri pleacă din Deva pentru că sunt prost plătiți sau pentru că își doresc un post de conducere. Acum, mulți tineri pleacă din Deva, ca și din alte localități, în străinătate. Acolo nu știu dacă neapărat acced la un post de conducere, dar care e mirajul ăsta al străinătății, al așa zisului Occident, că deja când spun Occident, mie nu mai bine să spun, parcă îl văd altfel, cu totul și totul altfel. Adică de ce te-ai duce, nu știu, absolvent de liceul Decebal, la culeț de căpșuni în Spania? Nu prea cunosc cazuri de absolvente liceului Decebal. Eu cunosc, nu de absolvent de liceul Decebal, de absolvent de licee bune. Știu că Decebalul scoate încă elevi foarte, foarte buni și sunt o mândrie în întreaga țară elevii care au absolvit liceul Decebal. Cred că se gândesc că au o șansă mult mai mare decât la noi în țară, categoric. Oare îmbătrânește populația de vei în momentul ăsta, datorită acestui exod al tinerilor? Cu siguranță. E un lucru bun sau e un lucru rău? Toți îmbătrânim. Și noi tinerii, în curând. De acord cu tine. Ajungem toți în același punct, dar... Dar vezi că uneori seara când te plimbi prin Deva, într-adevăr, te uiți așa, pe etajele blocurilor. Multe etaje au lumina stinsă, ceea ce înseamnă că acolo nu mai este nimeni. Luminile astea stinse se înmulțesc de la o zi la alta. Ce ar trebui să facă administrația publică locală pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Sau... Eu știu, din când în când o luminiță să se mai aprindă pe acolo. În afară de luna august, când vin toți în concediu. Da, lucrurile de făcut sunt multe. Totdeauna vor fi lucruri de făcut. Niciodată nu va fi suficient, pentru că stă în firea lucrurilor să ne dezvoltăm, să evoluăm. Fiecare consideră un trai bun în felul lui traiul bun. Adică fiecare are anumite, vieții. Are anumite criterii după care se raportează. Cum e transportul local în Deva față de București, de exemplu? În primul rând că aici avem aceeași discuție veche. Revin asupra proiectelor tatălui meu.
era unul dintre proiectele lui mari, era transportul în comun pe fonduri europene, un proiect care nu s-a finalizat nici acum și cred că are ani, mulți, de când se discută despre el și despre rezolvarea acestuia. Văd în oraș niște autobuze vechi, da, da, care sunt cu niște colantări foarte reușite, așa, care au ochii și care îți oferă o alternativă acum față de ceea ce era, avem o alternativă. Dar nu cred că asta este rezolvarea. Adică, dacă era un proiect bun, chiar dacă a fost a tatălui meu, consider că trebuia susținut, trebuia să se muncească în continuare pentru a se realiza, se pierd niște bani frumoși, bani europeni despre care vorbeam mai devreme. Ce zici de acolo? Este o realizare care trebuia să fie un punct de atracție pentru oraș. Este foarte bine amplasat lângă cetate. Este un loc în care puteau fi atrași foarte mulți turiști, foarte mulți turiști și ce crezi că nu aud cu stupoare că nu cred că va mai funcționa. Da? Crezi că nu va mai funcționa? Așa ai auzit? Așa. Așa, da, ești celul. Umblă vorba. Așa umblă vorba prin timp. Spun unii, da. Interesant. Dar atunci de cetatea de vechi. Și nu s-a mai investit în Aqualand. Se putea adăuga acestui complex un bazin olimpic, la fel, care putea să atragă. Bun, acum pentru bazinele olimpice e o chestiune care implică. Era o dorință mare a tatălui, da, meu să realizeze pentru deveniu un numai bazin că devenia o infrastructură necesară, respectiv gaze, energie electrică și așa mai departe. Plus că un bazin olimpic, din câte mi-aduc aminte, pe proiectele de la CNI ar fi adus după ține gratuitatea accesului în el. Bun, ar fi fost probabil o povară pentru Consiliul Local, dar tot aud că avem bani, ne permitem, avem bani, ne permitem. Da, și ne lăudăm că atragem fonduri europene. Deci cetatea de vechi, care e emblema de vechi, cum e? Ce Cinta 1, aceeași discuție, au rămas lucrări nefinalizate, se pot face lucruri frumoase acolo. Uh-huh. Tot pentru atragerea, partea asta de turism, atragerea vizitatorilor și e nevoie și de zone de agrement, deși poate acum, în perioada pandemiei, mulți ar spune că nu sunt prioritare, dar un parc mare cu... Păi aveți parcul de la cetate, aveți parcul de la Bejan, da? Mă refer un parc cum avem, de exemplu, la Râșnov, un parc precum... Da, un parc tematic. Tematic, da. Ar putea atrage. Avem apă, avem munți, avem verdeață, deci de ce nu? De ce nu am putea face? Pentru că dacă ar veni cineva să viziteze cetatea și ar veni cu copii, cu siguranță ar merge și într-un... Păi na, ideea e să nu vină omul doar să urce pe cetate și să plece din Deva, să mai meargă și în altă parte, nu? Corect, da. Bun, dar dacă îi ofer și variante, pentru că, de exemplu, mă uit la băiețelul meu de 4 ani, îi place, înțelege anumite lucruri, e încântat de vizitarea cetății, de vizitarea castelului, de alte obiective. Ieri a fost la Sarmisegetuza, adică e foarte încântat să le vadă. Nu le percepe ca un adult. Nu e foarte interesat de istoria din spatele obiectivului. Dar dacă ar avea și un parc pentru copii amenajat, ok, mergem, vizităm. Pentru noi părinții, că trebuie să ne și culturalizăm puțin, dar avem și alternativa pentru copii, în care să-i ducem să-și petreacă câteva ore într-un mediu adecvat. Ok, maxim 3 minute de emisiune mai avem. N-am apucat să vorbim foarte multe lucruri, din păcate, în această emisiune, dar promit că te voi mai invita dacă vei mai accepta invitația. Ca ultimă întrebare, cât de mult crezi că contează pentru deveni, pentru cei care, iată, din 27 august, când începe campania electorală, se transformă în electorat, potențialul tău electorat, da? Cât de mult crezi că va conta pentru deveni faptul că ești fiica lui Mircea Munteanu și că tatăl tău se află undeva în umbra ta ajutându-te?
Eu zic că contează foarte mult. Mergând pe stradă cu el, prima reacție a oamenilor a fost: domnul primar, veniți înapoi la Deva, primar. Deci oamenii l-așteaptă, încă l-așteaptă. Și nu am dezamăgit eu personal, nu mi-am dezamăgit familia. Alegătorii până acum n-am avut șansa să mă cunoască. Cu siguranță nu-i voi dezamăgi nici pe ei. Deci sunt foarte hotărâtă și determinată să fiu cel puțin la fel de bună precum a fost tatăl meu, să realizez cel puțin aceleași lucruri importante pentru oameni, pentru că vorbim despre ceea ce își doresc oamenii. Asta rămâne de văzut. Promit că la următoarea emisiune Fotoliu cu Ghimpi voi fi mai ghimpos decât astăzi. Asta așa, ca să vedem dacă mai acceptați și a doua. Sper să nu mai arăt latura sensibilă. Invitații. Bă, pe mine nu m-a deranjat. Chiar nu m-a deranjat și nici nu cred că a deranjat pe cineva dintre telespectatorii noștri. Până la urmă, cu toții avem un suflet și anumite laturi sensibile sau puncte sensibile. Dar, deocamdată, sensibil este faptul că în televiziune timpul e cel mai mare dușman. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă mai aștept și altă dată. Cu siguranță. Stimați telespectatori, Paula Corbu, membru și în același timp candidat la primăria municipiului Deva din partea Partidului României Europene, a fost invitată în studioul Capital TV, televiziune pe bună, bineînțeles. Rămâneți cu noi, numai bine!